luăm mai întâi poziția de meditație. Stăm așezați pe scaun, cu spatele drept, închidem încetişor ochii și conștientizăm încordarea mușchilor din zona lor. Mușchi pe care începem acum să îi relaxăm. Palmele stau și ele relaxate și așezate pe genunchi, cu fața în sus. Începem acum prima fază a meditației, și anume cea de mini-relaxare. Relaxăm pielea capului și fruntea, pleoapele, zona globilor oculari, și pomeții obrajilor, limba și buzele, mușchii obrajilor și ai maxilarului inferior, ceafa, gâtul și umerii, brațele și antebrațele, palmele și degetele de la mâini, zona pieptului, și jumătatea de sus a spatelui, plexul solar, și întreaga zonă abdominală,
zona lombară, și a rinichilor, abdomenul inferior, și sfincterul anal, mușchii fesieri și ai coapselor, zona genunchilor, și a gambelor, tălpile, și degetele de la picioare. Simțim pentru câteva momente contactul tălpilor cu solul, sau cu încălțămintea pe care o purtăm, și percepem schimbul de energie pe care îl realizăm cu pământul, prin intermediul tălpilor. Vom merge acum cu atenția pe peretele abdominal, și vom observa cum el se mișcă înainte și înapoi, datorită respirației. Simțim cum abdomenul se umple cu energie la fiecare inspirație și cum se golește de energie
la fiecare expirație. Păstrăm atenția pe abdomenul nostru, care respiră în mod natural, fără a interveni în niciun fel, în procesul respirator. Iar începând din acest moment, vom începe să numărăm în gând doar mișcările abdominale legate de expirație. Continuăm să numărăm în acest fel doar expirațiile, observând unde este împinsă energia prin corpul nostru cu fiecare expirație. Acum aducem din nou atenția pe peretele abdominal, și începem să numărăm doar inspirațiile.
observăm energia care intră în corp pe fiecare inspirație. În continuare, vom număra și inspirațiile și expirațiile împreună, una după cealaltă, și vom percepe mersul energiei pe fiecare inspirație și expirație. Vom merge acum mai departe și ne vom exprima recunoștința pentru corpul nostru, și buna funcționare a organelor sale. Vom mulțumi creierului și sistemului nervos pentru că sunt suportul fizic al gândirii și senzațiilor noastre, care ne permit să experimentăm în această viață. Mulțumim inimii
care pompează sângele prin cor. Până la fiecare organ și fiecare celulă mulțumim sistemului respirator, plămânilor noștri, pentru că ne ajută să captăm energie din mediu și apoi să o evacuăm pe cea folosită și pentru rolul lor în susținerea imunității. Mulțumim sistemului nostru digestiv pentru faptul că digeră și prelucrează alimentele care ne dau energie. Mulțumim sistemului endocrin și glandelor sale componente fiindcă realizează comunicarea în organism prin intermediul hormonilor mulțumim sistemului limfatic și celui imunitar pentru că ne apără de boli mulțumim sistemului excretor pentru că ne ajută la procesare și eliminarea lichidelor din corp. Suntem recunoscători divinității pentru că ne-a dat aceste organisme. Fiabile. Și bune. Care ne susțin în acest univers. Și ne permite.
venit să învățăm? Să ne bucurăm? Și să devenim mai buni. Revenim acum în momentul prezent. Mișcăm ușor degetele de la picioare. Pe cele de la mâini. Frecăm ușor palmele. Pentru echilibrarea stânga-dreapta a energiilor. Și încetişor deschidem ochii. Meditația noastră s-a încheiat.